Continuăm emisiunea de ale Buzeanului. Vorbim cu domnul profesor Edmond Buga Sfinteș despre Revoluția din 1989. Domnule profesor, două întrebări de la un telespectator care spune: vă felicit pentru continuarea lecției de istorie. Am două întrebări. Ce rol a avut Pacepa în căderea regimului Ceaușescu și cum explicați nostalgia după Ceaușescu? România a avut niște servicii secrete care în preajma Revoluției se spunea că sunt printre cele mai bune din lume. Se spunea. Cele mai bune din lume sunt cele evreiești, cele izraeliene, cele americane, cele rusești, dar se spunea și despre ale noastre că ar fi de prim rang. Ion Mihai Pacepa a fost adiutantul lui Ceaușescu, consilierul lui Ceaușescu pe probleme de securitate și de apărare națională și pe probleme economice în același timp. El se născuse pe 1930, cred, fusese absolvent de chimie industrială, nu era român, ca mulți dintre cei care au condus într-un fel sau altul România într-o anumită perioadă. A fost angajat la securitate, a ajuns la un moment dat ajunct la DIE, cred că până 62, după care din 72 până 78 este consilierul lui Ceaușescu și în același timp este și secretar de stat în Ministerul de Interne, lucru foarte important, era adjunct și acolo și la contrainformații, în același timp la DIE, CIE, că și-a schimbat denumirea de mai multe ori. Era omul lui de încredere și, la fel ca Victor Atanasie Stănculescu, o cultiva foarte mult pe Elena Ceaușescu, pentru ca în felul acesta să fie grațiile președintelui Ceaușescu. Președinte după 1974, că atunci a fost la noi, la 28 martie 1974, instituită funcția de președinte al României. În 1978, acest om de încredere al lui Ceaușescu, care știa foarte multe lucruri despre rețelele de spion, despre afacerile economice, ale securității, defectează. În ziua de 24 iulie merge în Germania, el fusese și în Germania de Vest, în RFG, fusese și la începutul carierei în anii 50, fusese adjunct al misiunii diplomatice de acolo, în realitate era șeful spionilor, nu avea nicio legătură cu diplomația și avea foarte multe relații. Circulă două legende, că el a fost trimis de Ceaușescu acolo, ca să îi trimită un mesaj secret important lui Helmut Schmidt, cancelarul Germaniei. A doua legendă spune că, de fapt, fusese trimis cu o valiză cu milioane de dolari pentru a face o afacere discretă, genul de afaceri prin care erau finanțate serviciile secrete. Care dintre legende e adevărată, sau dacă nu e niciuna, ne spuneți după, dar așteaptă cineva de mult la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Legendele rămân întotdeauna legende. Adevărul, dacă ar fi adevărat, n-ar mai fi legendă. Domnul profesor, ce întrebare am la dumneavoastră? V-a prins Revoluția militară în termen? Da. Cu jurământul la Câmpina, am înțeles. Am depus și jurământul și pentru Ceaușescu și pentru Iliescu, de fapt pentru România. Eu vorbesc de unitatea militară de la Câmpina. Da, în 90 l-am depus la Câmpina a doua oară, pentru că nu mai era... Mie niște probleme despre vremea de atunci, pentru că și eu am fost militar în termen într-o unitate militară de la Cluj, dar cu foarte mulți ani în urmă, dar în același minister. Deci am niște, și aveți și dumneavoastră și eu, niște cunoștințe despre acest minister și despre de desubturile lui din acea perioadă. Dumneavoastră spuneți acolo că după împușcarea lui Ceaușescu și, de fapt, după plecarea lui Ceaușescu, se putea termina totul, că nu mai era, deci înțelegerea între Gorbaceu și Iliescu a fost ca să pice Ceaușescu și nu mai era nevoie de continuarea Revoluției, se putea termina atunci. Și nu mai apăreau acea mie și ceva de oameni care au murit. Ce credeți, înțelegerea dintre Gorbaceu și Iliescu e drept să oprea acolo, dar înțelegerea lui Gorbaceu cu ceilalți grei ai planetei nu cumva era alta deasupra lui Iliescu și a noastră? Adică evenimentele care au urmat, fie că a murit Ceaușescu, fie că nu cumva, nu mai depindeau de lovitura de stat din România, de oamenii care își luaseră puterea în România. Adică mă gândesc că înțelegerea a fost așa, dă-l jos și rămâi tu și poate prin spate dă-l jos și avem noi alte treburi cu România. Eu la asta mă gândesc, că poate nu ar fi chiar așa. Pentru că pe mine m-a prins Revoluția într-un oraș unde nu s-a întâmplat nimic. Nu a murit nimeni, nu s-au tras decât 6 focuri de armă
ale omeia care a găsit un bețiv rezemat un gard și alea le-a tras pe deasupra lui, nu le-a tras în el. Și bănuiesc că 90% dintre orașele țării, cam aceasta a fost revoluția, aia de după ora 1:30, când s-au ocupat conducerile orașelor, clădirile de conducere a orașelor și așa mai departe, și fabrici și uzine și așa mai departe. E, mie aceea de morți a revoluției, zic că o mare parte dintre ei au fost niște morți fratricide. Practic ne-am cam împușcat între noi. Și de fiecare dată când se spune la televizor că vrem adevărul despre revoluție și morții, urmașii morților și părinții morților ar trebui să știe adevărul, mă gândesc că s-ar putea ca până la urmă să ne doară mai mult adevărul ăsta decât ceea ce știm acum. Există pericolul ca în mormintele revoluției să fie și criminalul și erou, dar noi i-am băgat acolo ca erou pe amândoi. Și ar fi bine să-i lăsăm așa, bănuiesc eu. Pentru că aici în Buzău am eu cunoștință, nu eram aici, v-am spus, am eu cunoștință de oameni văzuți, auziți, care au făcut crime în sensul în care au omorât pe altcineva, dar oamenii aceia erau complet nevinovați. La rândul lor, cei care au tras, s-au tras conștienți că trag în teroriști. Deci nici omul ăsta care a tras nu avea conștiința criminală de a omorâ pe cineva pentru că e un criminal. Era apărătorul Revoluției. Și de asta mă gândesc că ar fi bine să mai avem lecții de istorie aceasta dumneavoastră, să ne spunem părerea fiecare, cei care am trăit acele evenimente, pentru că, vedeți, Revoluția mea de acolo, de unde am pățit-o în orașul acela liniștit și mic, este una. Revoluția dumneavoastră de la București, fiind militar în termen la ministerul ăla care era în focul evenimentelor, este alta. Parașutiștii de la Boteni au alt adevăr și așa mai departe. Cred că timpul va rezolva pe toate și s-ar putea ca peste 30 de ani să fim mai liniștiți și atunci să nu mai fie nici fuga lui Pacepa o legendă, să fie un adevăr, să știm ce s-a întâmplat acolo. Cam asta este părerea mea, dar oricum dumneavoastră vă mulțumesc și e bine ca toată lumea să cunoască și ar fi bine ca frânturile de adevăr să fie cunoscute de la mai mulți, pentru că așa aflăm ce s-a întâmplat de fapt atunci, că au murit atâția români. Cei care trăim astăzi ne dăm seama că degeaba. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. O seară bună vă doresc și sănătate. Am înțeles ideea. Dumnealui judecă prin prisma faptului că ce s-a întâmplat cu România după evenimentele din decembrie 1989. Adică ar fi fost o înțelegere preliminară între Gorbaciov și Bush. Vine la putere Iliescu și nu a fost înțelegerea nominală cine vine la putere. Era ideea să fie înlăturat Ceaușescu și să fie reformat sistemul comunist de aici. Răspunsul îl găsim în memoriile lui Gorbaciov. În memoriile sale Gorbaciov spune așa: americanii m-au păcălit. Nu a fost vorba să lichidăm comunismul, ci doar să-l reformăm, să-l democratizăm, să aducem pluripartidismul, dar să rămână același sistem politic. Aceasta a fost înțelegerea. Lucrurile astea se găsesc citind memoriile lui Gorbaciov și sunt foarte clare. De aceea s-a întâmplat cu România ce s-a întâmplat, pentru că Gorbaciov a fost păcălit de americani. Adevărat, nu putea să fie păcălit până la capăt dacă propriul popor, poporul rus, nu l-ar fi înlăturat și l-ar fi înlocuit cu el. Să nu o să ajungem și la anul respectiv și la evenimentele din URSS pe care o să le amintim, pentru a înțelege mai bine contextul în care s-au petrecut lucrurile cu România și cu tot estul Europei. Comunismul a pierdut războiul cu sistemul capitalist în estul Europei în 1989. Nu l-a pierdut în China, nu l-a pierdut paradoxal nici în Cuba, dar aici l-a pierdut. Dar a fost și voința popoarelor de a ieși din marasmul comunist, din acel arhipelag gulag, cum l-a numit Alexandru Solzhenitsyn. Cât despre faptul că în aceleași gropi pot să fie și criminalii și eroi, vă înșelați. Criminalii după 1989 s-au înscris în partidele politice, pe unii dintre ei îi mai vedeți și astăzi la televizor, pe post de părinți ai patriei, care povestesc că cum ar fi să fie bine România ca să nu fie rău, deși răul acesta care există în societatea românească este numai și numai din cauza lor. România a fost croită strâmb încă din decembrie 1989. Revenind la Pacepa, ca să nu uităm, și a treia variantă și cea mai plauzibilă
este următoarea. Ion Mihai Pacepa era agent dublu. Unii spun că era triplu, era și caghebist. Nu era caghebist, era agent american. Servea și serviciile secrete izraelene, că toată lumea le servea în perioada respectivă, dar nu era și al KGB-ului. S-a vehiculat și această idee. Ceaușescu își dă seama de acest lucru. Cum își dă seama? Cu 3 luni înainte de a dezerta Pacepa, în 24 iulie, Ceaușescu fusese în vizită la Washington, primise Jimmy Carter. Printre organizatori, în mod automat, era consilierul lui, Ion Mihai Pacepa. La un moment dat, acesta dispare. Ceaușescu vrea să întoarcă în țară pe avion, nu mai găseau pe Pacepa. O crezut la un moment dat că a plecat de acolo. A venit după o perioadă, au oprit avionul, deci n-au plecat cu avionul până a venit și Ion Mihai Pacepa. Au venit în țară, a discutat cu Ceaușescu. Pacepa își dă seama că Ceaușescu îl bănuiește. Nu știu ce au discutat, nu știe nimeni ce au discutat cei doi, iar informațiile ulterioare pe care le-a dezvăluit Pacepa sunt apă de ploaie, sunt simple diversiuni. Cert este că în acel moment, în 1978, Pacepa vrea să promoveze. Fusese numai ajung tot timpul. El vrea să fie șeful Ministerului de Interne. Cere de 3-4 ori, se duce la Elena Ceaușescu și o roagă să primească Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu era la Neptun, era vară, acolo își petrecea vacanța de vară și de acolo făcea vizite în Brăila, în Galați, în Constanța, în Tulcea, în județele limitrofe sau unde mai avea el treabă, primea ambasadori străini și toate celelalte lucruri de protocol. Nu-l primește pe Pacepa și în acel moment Pacepa își dă seama, ăsta, deci nici nu mă promovează, nici nu mă primește, înseamnă că o să fiu arestat și o să fiu. Și atunci profită de putea să plece oricând din țară, fără pașaport, fără nimic, avea regim special, pleacă la ambasada României de la Bonn. Acolo este se predă trupelor, se predă americană, aceștia este trimit așa, îl sună de la ambasada Americii, el s-a dus la ambasada României din Bonn și de acolo îl sună de la ambasada Americii și spun: ieși din hotel, ieși din ambasadă, trebuie la hotel, ieși din hotel și vezi că pe stradă sunt 100 de taxiuri, te urci în care vrei, că toate sunt ale noastre. Pacepa iese de acolo, este luat imediat, transferat cu un avion al Armatei Statelor Unite la Washington, este primit cu covorul roșu acolo de 70 de oficiali americani. Era o lovitură de propagandă. Lucrurile se întâmplă în 1978. Americanii le iau pe Pacepa, dar nu îl țin acolo. Îl țin așa ca o amenințare pentru Ceaușescu. Dezertarea lui a însemnat extraordinar pentru serviciile secrete românești. Pacepa știa totul. Și atunci au început să cadă diferiți agenți români care au infiltrat peste tot în lume, sub diferite acoperiri. Sunt oameni uciși. Lucrurile astea nu se spun din cauza lui Ion Mihai Pacepa. El este condamnat, are 2 condamnări la moarte imediat la 2 luni, în septembrie 1978. Se spune că a făcut operații estetice, toate legenda care acoperă un spion de genul acesta. Deci din 78 până 87 se știa că e Pacepa acolo, se lucra un secret, s-a creat și altă legendă că Ceaușescu ar fi pus 2 milioane de dolari pe capul lui, cine îl execută, că ar fi pus și Gaddafi 1 milion, că ar fi pus și Yasser Arafat 1 milion, povești, pentru că nu există documente în acest sens, că l-ar fi trimis pe celebru Carlos Chacalul să-l omoare, dar ăla nu, nici aici nu știu, că Carlos Chacalul este arestat în Franța acum, parcă n-a murit, s-a murit, parcă nu. Dar nu spune nimic de asta. Carlos Chacalul a aruncat în aer o aripă a postului Europa liberă. Dar în 1987, deci în momentul în care relațiile Ceaușescu cu Statele Unite sunt compromise, în care se vedea că trebuie în Estul Europei să se schimbe ceva, scoate Pacepa o carte numită Orizonturi Roșii. Cartea nu are nicio legătură cu adevărul. Sau adevărul foarte puține sunt ambalate în tot felul de minciuni. În felul acela vrea să caricaturizeze regimul comunist și pe Ceaușescu. Spunea numai prostii acolo, dar în stilul acela american, spectaculos de filme din acelea polițiste de serie, prin care încerca să-i dea o lovitură lui Ceaușescu. Pentru că americanii știau că vor să-l dărâme și când te-ai mai înțeles și cu rușii pe tema asta, lucrurile se vor întâmpla inevitabil. Nici după 1989 Pacepa nu scoate capul, pentru că din pricina lui, din cauza lui, au murit oameni, alți spioni români în cauza plecării lui, pentru că el trebuia să le dea americanilor informații și avea informații, slavă Domnului, despre ce interesau pe aceștia.
Are loc un proces, până la urmă, nu știu, cred că pe 99 i-au revizuit condamnarea la moarte, tot nu apare niciodată Ion Mihai Pacepa, ba dădeau interviul la televizor și după ce murise, pentru unii spun că n-a murit nici acum, dar el este mort de mult, după cum spune Filip Teodorescu, un as al contraspionajului românesc. Mai scoate două cărți, Moștenirea Kremlinului, în 1993, nimeni să știe dacă sunt scrise de el, în care condamna pe aceia care preluaseră puterea de la Ceaușescu și pe care de alminteri și îi și cunoștea, și o carte neagră a securității care apare, asta sigur nu este scrisă de el, care apare până în 2000 și ceva la editura, cred că Omega din București sau ceva de genul, în care tot așa vorbea despre crimele securității, dar nu mai e stilul nici de la, din prima, nici stilul primei cărți, nici celei de a doua cărți. Deci, ce este important la căderea comunismului? În momentul în care Băsescu condamnă comunismul, face acea chestiune în Parlamentul României și s-a scris cartea aceea de condamnare a comunismului. Pacepa este într-o pagină acolo și se vorbește despre Pacepa ca unul dintre cei care au contribuit la căderea lui comunismului. N-a contribuit la căderea comunismului Pacepa, cum nu putea să contribuie un singur om, dar a contribuit la macularea imaginii lui Ceaușescu. Aici, da, aici a reușit. Dar de ce este important pentru istoria noastră acest lucru? În 89 Ceaușescu a fost acuzat că camarila lui era formată din familie, spune clanul Ceaușescu. Ei, lucrul acesta se întâmplă tocmai din anul 1978. În momentul în care consilierul lui cel mai important l-a trădat, Ceaușescu nu mai are încredere în nimeni. Și din acel moment o promovează pe Elena Ceaușescu. În 1978 Ceaușescu era la apogeul puterii sale. Din momentul ăla o promovează pe Elena Ceaușescu și începe cariera ei de academician, doctor, inginer, vicepremier și, și așa mai departe. Și promovează rudele mai mult decât promovează înainte. Înainte nu făcea așa ceva. După 78 face acest lucru care îi va dăuna. Deși, dacă stai și analizezi astăzi, au fost oameni cum se cade la locul lor, modești, nu au făcut răutăți. Nu poate să spună nimeni că a făcut răutăți. Toate le-a luat Ceaușescu cu el în momentul în care a fost împușcat. Despre nostalgia după Ceaușescu în zilele noastre, un sondaj de opinie acum spunea că 62% dintre români îl regretă pe Ceaușescu. Este un procent mare care a crescut. Deci de ce trece timpul de la Revoluție încoace, acest procent crește. În primul rând, antropologul Vintilă Mihăilescu spunea că nostalgia după Ceaușescu este nostalgia după propria identitate. Deci oamenii care au trăit atunci într-un climat liniștit, într-un climat de pace, pentru că asta se promova zilnic, care aveau asigurat un loc de muncă, aveau asigurat o locuință, erau niște avantaje ale vieții de zi cu zi, trăiesc cu această nostalgie. Sau care era lăcătuș mecanic, să spunem, dar meseria de lăcătuș mecanic era respectată, era bine plătit, era cineva în societate. Trăiește cu nostalgia a ceea ce a fost. Indiferent, dat exemplu cu lăcătuș mecanic, putea să fie orice, frizer, profesor și așa mai departe. Există această nostalgie după trecut. Există și nostalgia după propria tinerețe. Mulți dintre cei care regretă astăzi, atunci erau tineri. Ar vrea să trăiască probabil și în timpul lui Hitler, numai să fie tineri. Dar lucrurile astea nu se mai pot. Nu se mai pot întoarce. Deci există această nostalgie după Ceaușescu și va exista și va crește exponențial câtă vreme situația economică a României va fi precară. Câtă vreme România nu mai le oferă, nu mai oferă nimic tinerilor generații. Câtă vreme milioane și milioane, din ce în ce mai mulți oameni fug în străinătate. Pentru că asta este o fugă, este un exod. Niciun popor nu a avut asemenea migrație cum au românii. Sunt 5 milioane de români acum în străinătate după ultimele statistici. În Siria, unde se războiesc de ani de zile, ați văzut ce e acolo, infernul de pe lume, au plecat doar 4 milioane de oameni. Asta spune foarte mult despre societatea românească. În plus, există această nostalgie pentru că românii au și o slabă memorie a răului. Uită răul. Uită că era frig în ultima perioadă, uită că stăteau la cozi imense. Dacă acum îi pune să stea la cozile alea acolo, ar face o revoluție, sigur, în stradă. Dar asta nu pentru că sunt ușor de păcălit, ci pentru că e natura lor să fie bun, nu? Românii au o slabă memorie a răului, o dovedesc alegerile. Clar, da. Deci de aici să vă gândiți. Oamenii care au făcut rău 4 ani de zile, vin alegerile, se schimbă, trec dintr-un partid în altul și sunt din nou votați. Oamenii care nu mai
te-au mințit permanent, care ți-au promis că dezvoltă societatea, că îți creează un nivel de trai, că o să treci într-un climat de siguranță, că poți să, că există o competiție a valorilor în societate, sunt aleși și realeși la nesfârșit. Deci avem o slabă memorie a răului. Noi ca națiune, așa, și în firea umană există aceasta, dar noi ca națiune suntem parcă cu mult mai mult peste ceilalți în a uita lucrurile astea. De asta se spune că românul este prost de bun. Băi, cam așa este, românul este prost de bun. Domnule profesor, am rămas la dimineața zilei de 25 decembrie 1989. În emisiunea viitoare o să vorbim despre acea zi neagră a istoriei României. Dar înainte de toate, haideți să revenim puțin cu picioarele pe pământ în actualitatea românească și să ne spune ce se mai întâmplă în noul număr al revistei România Mare. Se întâmplă numai lucruri minunate, pentru că revista România Mare nu este o revistă, ci este o armă pe care o folosim împotriva prostiei și a tristeții. La rubrica pe care o semnează Contele de Monte Cristo avem câteva subtituluri. Pe lângă subtituluri sunt și alte lucruri minunate, chiar mai frumoase decât subtitlurile. Avem despre drumul spre înalta societate a infractorilor. Sunt mai multe articolașe despre acest lucru, chiar și despre premierii României care nu au luat nici treapta întâi, nu au luat nici treapta a doua, nici la facultate, dar asta nu i-a împiedicat să conducă România spre noi culmi de progres și de civilizație. Despre lichelele ungurești, sunt multe acestea. Unii dintre ei comentau un meci de tenis și acolo au spus, între Copil și Federer, și au spus că și Copil și Federer sunt niște minciuni românești, că nu au valoare, și alte lucruri pe care trebuie să le citiți aici ca să le înțelegeți. Despre faptul că au trecut atâția ani de la colectiv și vinovați Ioc, iar cel mai vinovat dintre ei, Yasser Arafat, sau cum îl cheamă pe ăsta, Raed Arafat, am crezut că Yasser Arafat, care este cel mai iresponsabil dintre ei, el a rămas pe funcție și merge mai departe, de parcă nu s-a întâmplat nimic și au murit 65 de tineri și plus alții mutilați în condiții groaznice. Despre Tândală Tândărel, care face pe el, nu știu de ce face chestia asta, dar așa îi place lui. El spune că UE ne sancționează cu o amendă din cauza condițiilor de detenție, dar nu spune de ce nu ne amendează nimeni pentru mizeria din spitale, din instituții publice din jurul nostru. Asta nu spune. Despre modul în care s-a făcut de râs în cazul Augustin Lazăr, nu este nevoie să mai insistăm pentru că lucrurile sunt clare. Știați că există și o școală de a găsa milionari? Nu. Da, există o școală de a găsa milionari, o tante a făcut această școală în care le învață pe tinerele doritoare să trăiască mai bine printre meandrele concretului, cum să agațe milionari. Cursul conține 7 lecții, o lecție costă 199 de euro și, în mod sigur, patrona școlii și-a propus să devină milionară, agățând proaste din astea care să facă acest curs. Nu știu dacă și Viorica din Clejane a făcut acest curs. Am înțeles că s-a lipit de Liviu Puștiu ca marca de scrisoare, ca scuipatul de asfalt, această Viorica, o fi găsit și ea vreun milionar. Despre Avram Iancu, acum ultima lui cucerire, n-a fost o unguroaică ca în tinerețe la 1846, ci a cucerit Stambulul în not, este un bibliotecar din, și eu m-am supărat un pic, păi în Transilvania ungurii își fac de cap și el stă și în notă, și îl cheamă Avram Iancu, iar trebuie să se ocupe cu totul și cu totul alte lucruri. Despre copiii cu patru mâini, știți, într-o regiune din Franța s-au născut 15 copii care fie n-au mâini, deci copii fără mâini, fie nu au degete. În contradicție cu ce se întâmplă la noi, de copiii politrucilor s-au născut câte 4 mâini și fură cu toate odată, ca într-un concert de Rachmaninov. O teorie recentă despre care, sincer să fiu, și spre marea mea rușine, nu știam, dacii păpau câini. Am înțeles că chiar aici la Muzeul de Istorie din Buzău cineva a prezentat această teorie, că dacii păpau câini. Consumau la diferite botezuri, diferite festivități, consumau și așa ceva. Acum, eu sunt convins că și romanii consumau pentru dacii. La dacii este explicabil. Ei pe steag aveau un cap de lup. Era normal să mănânce câini, dușmanul lor. Dar cred că și romanii consumau așa, pentru că, din câte se spune, dacii și romanii sunt strămoșii noștri. Și ținând cont cum ne mâncăm și noi între noi, e clar că s-ar putea să aibă dreptate, că așa se mâncau și aceștia.
despre domnul Daia, care a spus că a venit și boala oii nebune. Nu știu dacă a luat-o direct din programul de guvernare, din dicționarul rural român-englez sau de la vreo colegă de cabinet. Sigur e că nu s-a pricopsit din Miorița. Acolo oaia era o horoscopistă melancolică, nici de cum dilemancă. Vorbim și despre războaiele Corinei Crețu cu meandrele concretului. Corina Crețu, știți, este comisar european, adică cine a trecut pe la Cotroceni, pe la cârba caiebistă, prin patul conjugal al domnului Iliescu, trebuie să facă curat, nu din alte pricini, iată, acum are războaie cu Codrin Ștefănescu și este foarte supărată, nu știu dacă se supără și Colin Powell, secretarul de stat american, care ea îi trimitea din când în când mesaje adolescentine. Că știți, în general, că negrii e mai sensibil, așa, la fluturările de gene ale blondelor. Despre marii noștri scriitori, Gigi Becali și Cristi Borcea, care au probleme iarăși cu legea, nu știu ce are legea cu ei, nu știu dacă apucă Ziua Națională lângă Valentina Pelinel. Despre o secretară de la Politehnica Timișoreana, care cheamă studenții la mărire și de 3 ori pe zi, vă las să citiți, nu vreau să vă stric plăcerea lecturii. Și despre echipa Dinamo București, să știți că eu țin cu Dinamo București din totdeauna, nu mai țin minte, cred că Iliescu a prins ultima victorie a echipei Dinamo, noi nu mai știm, dar au fost eliminați din cupă de o echipă Cizerela, sau ceva, v-am spus și altă dată, limba cailor mi-e imposibilă, iar ăia, ungurii din Liga a 3-a, la sfârșit s-au strâns la centrul terenului și au început să cânte fața tribunei imnul ținutului secuiesc. În vremea asta, ținutul secuiesc care nu există, Hanca și Nistor tot cu ținutul secuiesc se ocupau pentru că erau să li se recolteze probe pentru proba anti-doping. Dar culmea hoției știți care este? Nu. Să fur de la senatorul Bădălău. Asta mi se pare culmea hoției în țara românească, deși domnul Dragnea ar putea să obiecteze aici că este o minciună aceasta. După aceea a apărut valiza, știți cum au spart casa lui Bădălău, a apărut valiza lui Dragnea. O fi luată din casa lui Bădălău, da. Și în continuare, litoralul pentru hoți, aici un fragment din istoria necenzurată a românilor, lucruri foarte interesante despre litoral, nu le știați, acum o să le aflați, nu le-ați mai aflat din nicio sursă, să vedeți acolo cum Aristotel umbla pe plajă cu porumb fiert și striga, luați, mâncați ca să aveți parte de cea mai frumoasă moarte. Și lucrurile vor merge așa până când Mircea cel Bătrân se va hotărâ și va face o autostradă și un pod peste Dunăre și va aduce Dobrogea la țara românească. Chiar în pagina a 6-a și un poem filozofic, mai era și timpul să mai dăm și pe filozofie, a sfințit, scris evident de poetul meu preferat. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Cu mare plăcere. Săptămâna viitoare vorbim despre ce s-a întâmplat în ziua de Crăciun, prima zi de Crăciun din 1989. Până atunci vă doresc să fiți sănătos, să aveți liniște și să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Imediat urmează jurnalul Campus TV. Weekend plăcut vă doresc. La revedere!